mai de 5 ani, astăzi voi face familia bântuită! Împreună cu... Izaboni și Alina! Da, deci hai să începem! Acum trebuie să mă duc la grădina botanică. Cât de greu poate să fie? Ok, am ajuns. Bună! Bună, ce cauți aici? Am venit să-ți iau o lacrimă. O lacrimă? Pentru ce? Îmi trebuie să fac o cheie ca să o scope sora mea din lumea fantomelor. E greu de explicat. Sora ta e o fantomă? N-a fost, adică a făcut-o cineva, a dus-o în lumea fantomelor. N-am înțeles nicio foarte bine, dar... Ok, atunci o să-ți dau o lacrimă. Dar mai întâi trebuie să-ți o câștigi. Fă-mă să plâng. Merge să te fac să râzi? Mă întreb pe mine? Bine, hai să vedem. Hai să fac glumă cu banane. Zi. Bine, se pare că se decojește o idee. Ce idee? Nu te-ai prins? Nu. Ce zici de hoțul care a furat calendarul? A primit 12 luni. A, da, ce? Stai puțin să mă gândesc. Glumele tale sunt neinspirate. Tata, m-am gândit. Acum nu o să vă spun cu glume și o să spun o poveste foarte tristă despre familia mea. Da, ia zi. Mi-am pierdut surorile. Da, ai mai zis o dată, a devenit fantomă o sora ta. Da. Mai am încă două surori care au fost luate la munte, de la munte. Da, ți-ai pierdut copiii. Bine. Tu nu plângi? Nu, nu sunt chiar așa sensibilă. Și cum poți să faci să plângi? Nu știu, mă întreb pe mine. Atunci ce să zic? Nu știu. Gata, știu. Nu, lasă-mă, o să plâng de atâta râs. Trebuie lacrimi. Unde-i punga? Punga! În frigider! Mulțumesc! Ia multe lacrimi. Hai, mai plângi! Gata, lasă-mă! Nu mai vreau! Coană, dăm lacrimi cu coană! Îți trebuie doar una, ce faci cu atâta? Nu știu ce fac cu ele. Mersi! Pleacă de aici, du-te! Ce ușor a fost! Du-te! Uite și tu ce faci cu viața mea! Cum poate să fac așa ceva? Să mă oblige să plâng și să mă gâdile și să mă enerveze? Acum o să zbor până la nori. Bună! Hei, bună, ce te aduce pe aici? Am venit să-ți iau o lacrimă. O lacrimă? Ce faci cu ea? Nu spune că și tu vrei cheia. Ba da. Mulți au trecut pe lângă mine, dar nimeni n-a reușit să-mi ia o lacrimă. Da, mai vedem noi. Stai puțin să mă gândesc. Să te gândești? Dar ce să se gândească? În fine. Ok. O să spun o poveste foarte tristă. Ce poveste? Mi-am pierdut frățiorii mici la munte. Da, nu-mi place copiii. Nu-mi plac copiii, nu-mi pasă. Mi-am pierdut sora în lumea fantomelor. Da, nu-mi pasă surori. Nu-mi plac surorile. Mi-e plac să fiu singură. Gâdil. Da, mersi mult, n-am nevoie. Atunci, hai o glumă. Ce glumă ai pentru mine? Bine. Hai să încerc pe aia care am zis mai decât. Așa. Ok, hai să zic. Apropo, nu-mi place comedia. Deci atunci ce fac? Mă întreb pe mine. Zice-mă care te face să plângi, ca să știu. Nu-mi place ca oamenii să-ți bată joc de mine. Bine. De ce ești albă? Zici că ești fantomă. Așa ce trebuie, sunt pe nori. Atunci, de ce? Aici nu te poți bronza, pentru că ești pe nori. Ba da, dar tu nu știi să te bronzezi. Tu ești, uite cât de mare sunt eu și uite cât de mic ești tu, ești o pitică. Pentru că sunt un simbol, așa trebuie să fim. Tăi-te-o, Grasano. Hei! Nu e frumos! Atunci, de ce ai ochii verzi? Nu trebuie să iei albaștri ca cerul. Și tu ai ochii verzi. Nu tu iei albaștri. Hei, ce mai contează? De ce-i părul roz? De ce? Că așa vreau! Tu de ce-i părul albastru? De ce ești albastru? Nu trebuia să fii maro ca pământul? Că voi stați pe pământ? Așa este. Doamne! Atunci... Unde-s părinții tăi? Te-ai dus aici singure vizionare? Ți-a zis că nu-mi plac părinții. Plus că pe noi nu ne naște nimeni. Po,
pur și simplu existăm. Dar trebuie să fiți făcuți din ceva, din lut, din maioneză, din ce sunteți? Din nori! Așa, și o să ajungi să rup norii. N-ai cum să-i rup norii, pur și simplu, nu din material. Și atunci? Ce să zic eu, ce să zic eu? Hai mai repede, n-am tipat atât de pierdut. Păi nu știu ce să fac. Păi dacă nu ești bună de nimic. Da, sunt bună. Ești tu... o inutilă. Ba nu! Nu ești bună de nimic și nu te descurci la nimic și ești ciudată și ești albastră și ești urâtă și ești grasă și ești maro și maro din cauza mizeriei. Cine zice ăla este, tu te-ai spus singură. Da, eu nu sunt așa. Dar tu ai spus cu gura ta, ai spus-o. Ba, eu am zis despre tine. Da, dar eu n-am spus-o. Deci, tu ai spus-o. Cine zice ăla e, dacă știi proverbul? Ai o logică ciudată, dar e adevărată. Atunci... Păi, dar eu nu sunt urâtă, eu nu sunt grasă. Așa ai spus tu, n-am ce să fac. Da, nu e corect! Dar nu e corect! Se fungă! Unde e funga? Unde e fungile? Unde e fungile? Oh, bine că mâna la mine, așa, dă lacrimi! Dar nu e corect, că eu nu sunt urâtă! Eu sunt perfectă! Eu sunt perfectă! Pleacă de aici! Du-te! Pa, mersi! Du-te! Bună! Bună, ce te aduce pe aici? Am venit să-ți iau o lacrimă. De ce? Ce faci cu ea? Trebuie să scop pe sora mea din lumea fantomelor. E, da! Și ce dacă e în lumea fantomelor? Fus. Păi, e sora mea, deci trebuie să o ajut. Că-i pasă că existați? Adică doar sunteți niște făpturi minuscule. Eu sunt cerul, văd totul și voi sunteți nimic pe lângă mine. Eu sunt așa de sus, sunt perfectă. Da. Eu sunt cea mai albastră din toată zarea. Eu? Eu văd că ești roz. Sunt cea mai mare din... Mai, lasă-mă, mar soarele, dacă stă așa de aproape de mine... Tu ar fi trebuit să fii cam maro, mai portocalie. Tu ești roz. Deci tu nu știu cum te-ai bronzat, dar te-ai bronzat în stilul porcușor. Mă faci porc? Da. Cine te crezi? Eu sunt mult mai tare ca tine. Eu dețin totul. Eu văd totul. Eu sunt sus, deasupra planetei voastre. Cum să nu? Da. Da. Du-te, eu am stele, am galaxie, univers, sunt cea mai frumoasă. Și cea mai interesantă pe mine, că și eu pot să ajung aici, nu vezi, pe zbor? Da, dar nu poți să locuiești aici, pentru că te dau eu afară. Hei, porcușor, ce faci aici? Dai afară? Da, te dau afară. Vrei să te iei la masă de Crăciun, vrei să te iei? Vrei să te iei? Du-te de aici. Da, dă-mi o lacrimă și apoi plec. Dar de ce? De ce să-ți dau eu o lacrimă? De ce să-ți dau eu lacrimile mele prețioase și scumpe la toți ciudații în toată lumea asta? Eu sunt ciudată sau tu ești? Tu ești ciudată. Eu exist și sunt super. Da, tu ești, nu ești născută din nimeni, așa că... De unde știi tu asta? Poate că m-a născut cineva. Și cum ai ajuns aici în cer și trăiești? Pentru că cum ai ajuns aici în cer și trăiești, he? Eu măcar am aripi. Tu? Eu am aripi invizibile. Nu văd nicio aripă. Da, da, eu le văd. Eu nu le văd. Eu da. Da, eu nu le văd. Da, eu da. Arată-mi dovada. Ne, dovadă. Dovada e asta. Aaaa! Ok, dă-mi lacrimi, mulțumesc. Aaaa, nezăbuită! Mi se văd oasele! Hai să-ți pun corpul, alo, hai să-ți pun capul. Mersi pentru lacrimi. Stai cum se pune. Așa. M-ai făcut și porc, ai zis tu că o să mă tai. Mi-ai tăiat gâtul. Ultima frontieră, soarele. Salut! Ce te aduce pe aici? Eu sunt soarele, cel mai strălucitor și minunat din univers. Știu. Uneori unii îmi spun că mă laud prea mult, dar nu, de fapt eu chiar așa sunt. Sunt minunată, sunt extrem de frumoasă, sunt cea mai caldă, aduc cea mai frumoasă căldură și lumină ca să mă puteți vedea în lumina asta minunată și sunt așa de galbenă, de strălucesc. Ochii o să-ți ardă de frumusețea mea, pentru că eu o să poruncesc soarelui să te ardă. Bine, hai să vedem. Da, și ce te aduce pe aici? Am venit să iau o lacrimă de la tine. Lacrimile mele sunt de foc, teoretic lavă. O să te arzi când o să o iei.
Sau dacă ai vreo pungă pregătită, stai liniștită, o să ardă și punga. Atunci am o pungă pentru... Mă gândeam eu că tu o să ai lavă și mi-am adus și un evantai ca să... Evantaiul nu face nimic, evantaiul să ardă și el. Dar trebuie să mă aștept să mă răcoresc, aici e cald și nu mai pot. Uitați-vă la mine, am transpirat, uite la mine, uite-te. Da, bine, ai transpirat, si? Păi e foarte cald, acum trebuie să te fac să plângi, nu? Hai să vedem. Băi, dacă plâng, nu înțelegi că o să iei foc și tu cu tot cu lacrima mea? Contează, am pungă anti-lavă, hai să vedem. Pungă anti-lavă, doamne. Nu mă gândi la așa ușor, să știm. Bine, atunci mi-am pierdut sora în lumea fantomelor. Da, nu pasă. Ești prea frumoasă, nu-mi pasă de alții. Pentru că îți prea urez pe lângă mine, ești perfectă. Serios, e ca unțul tu. Ai făcut unt? Eu sunt superbă! Da! Unt cu păr. Ba, care am păr superb. Da? Serios? Da, sunt și împletită. Poate ești păroasă? Păroasă? Eu? Nu vezi ce breton ai aici în frunte? Al meu e la modă, al tău. Tu n-ai nici breton, nu uite. Uite ce pitică ești față de ba, am dat asta. Tu n-ai familie? N-ai familie. Nu am familie pentru că nu trebuie. Că i-aș fi omorât eu. Pentru că ar fi fost prea frumos pe lângă mine. Ha. Cum să te fac eu să plângi? Fof. Păi și dacă mă faci să plâng, n-ai cu ce să iei. Doar n-ai foaie de aluminiu. Mă duc imediat. Oh, doamne. Familie, m-am întors. O să iau folie de aluminiu și plec înapoi. Dă-ți-mi folia. Ce doamne folie? Faci cu ea? Am eu vreo idee. De ce ești așa de transpirată? Am fost în soare. Hai, iau folia. Unde e? Aici. Soare? Pa! Gata, am adus folii de aluminiu. Acum hai să te fac să plângi. Și ce o să-mi faci? O să mă uzi? Ca să mă sting? Nu știu, nu sunt sigură. Poate sting și soarele și nu aș vrea. Ești urâtă. Au, nu mă mai bate că o să te fac să-ți ia foc. Pielea, nu știu, este. Părul, o să-mi cheau. Ha. Gheală, nu! Dă-mi lacrimă, dă-mi o lacrimă! Ce faci cu ea, doamne? Cum te fac unii să plâng? Mi-a venit o idee. O să plâng, dar... Da? Doar dacă mi-aduci ceva drăguț. Ce să duc? Nu știu, vreau și ceva de pe pământ, ceva drăguț. N-am primit niciodată chestii drăguțe, pentru că nimeni nu vine așa de departe. Vrei flori? Da! Flori? Da! Mă întorc imediat! Da! Gata, o am pregătită. Hai să mă zbor. Gata, uite aici o floare. Wow, o floare, n-are în lume asemănare. Bine, o să plâng pentru tine. Bine, hai. Nu știu cum să fac să plâng. Nu pot să plâng automat. Păi, poți să plângi când te, cum se zice? Și când ești ceva, nu. Da. Sunt obișnuită, am primit multe hate-uri la viața mea. Când te bate cineva? Nu vreau să mă bați, hello, te omor. Și atunci cum poți să te fac eu să plâns, că te mă duci și floarea? Eu râd destul de ușor din anumite chestii, pentru că unii bagă niște glume foarte expirate. Bine, hai să ne gândim. Hai să-ți fac o glumă cu banane. Bine. Că tot ești galben și se potrivește. Da, gen? În fine. Ok, se pare că se decojește o idee. Ce idee? Nu te-ai prins? Banane? Decojești o idee? Vrei să mă decojești? Nu, nu înțelegi gluma. Ah. Atunci ai auzit gluma aia cine de hoțul care a fudat un calendar? Nu. A primit 12 luni. N-am înțeles. A furat calendarul și calendarul are 12 luni. Și a primit înapoi 12 luni. Dacă în fine, mai zi alta. Păi nu mai știu alta. Cioc, cioc. Cine acolo? Tu. Și ce fac? Ai bățit la ușă? Da, și? Nu știu. Nici măcar am ușă. Și ce, cum să te fac eu să plângi? Nu știu, mă întrebă mine. Da, nu mulțumesc. Doamne, uneori îmi vine să râd de ăștia cu glumele lor expirate. N-are nicio logică. Ești tot ciudată. Ce chestii. Atunci, ce îi spune un cartof unei nuci? Ce îi spune? Sunt mai gras! O, doamne! Mi-e milă de tine!
Tu plângi? Cred, nu-mi dau seama. Nu am plâns până acum. Să-mi folie, hai așa. Dă-mi lacrimi, dă-mi lacrimi, plânge! Ce-i spune un strugure unei boabe de nuci? Nu știu! Eu am gustul, nu ai gust. O, oh, Doamne, ți-a expirat gluma asta? Așa, dă-mi lacrimi, vai de tine și de capul tău! A, mulțumesc! Hai, gata, lasă-mă, acum hai, mă ocup de floarea mea. Să nu se tupească de la floare. Am ars-o! Ce face, drăguțe? O să plec acum. O floare uscată. Bine, și dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, neapărat, 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 pentru că la o sumă drăguță de like-uri, voi fi eu fericită și mai important, vă veți primi partea următoare, adică partea 13-a. La revedere! Pa! Pa!